După încheierea petrecerii, în casa fetelor era rost de câteva tensiuni, tensiuni care apăreau din vari motive, dar mai cu seamă la adresa Deliei. Te-am văzut tristă, de asta am întrebat. Maria, am 8 și motură mâine. Da, Cristina. Ce v-a zis? Nu înțeleg ce face aia curățenie dacă o stâmnești. Care e ea? Da? Da. Mi-a spus să șterg masă. Mi-a spus să șterg masă. Păi de ce nu ne-ai zis nouă? Că știi că noi două suntem la curățenie. Pe azi mă scrie că toate fetele să stea în bucătărie. Și mi-a zis, poți să duci o grupă să ștergi masa? Păi văd că strângi baloane, că faci curățenie. Păi da, mi-a zis să strâng acolo fără să interacționez cu staful sau cu cineva. Dar pe plajă scrie, inițial scrie să nu fie nicio fată. Pentru că e șefa casei. Bam, bam. Baloanele vrei să le păstrezi sau vrei să le spargem? Pa, bun. Dar ideea e că atunci când se face lista, stau și se mai facă. Pui accentul foarte mare că cine face sâmbătă, cine face sâmbătă și când vine sâmbătă te apuci tu și faci și dregi și după aia timpul săptămânii spui că stai puțin că sâmbătă trecută am făcut eu. Păi trebuie de măturat și trebuie de făcut ce trebuie făcut acolo și o să facem după aia. Dacă mă arunca să fac. Nu, vrem să facem mâine. Ok, facem mâine, dacă mă arunca ce ea să spun, nu? Nu, normal că nu, dar puteai să ne zici nouă. Eu zile câți nervi am aici. Puteai să ne zici nouă. Mi-a spus să pune florile unde trebuie la locul lor și strânge ce îi de strâns. Ce spus nicio nebună? Că toate suntem nebune. Dar îmi pare rău, doamne, când o să iei de aici, atunci o să se... Când au fost ușile, uite cum au fost ieri. Nu, când au fost... Ai cu cine să stai? Nu, când a fost și el aici, mă refer. E normal că stai cu noi, da, când ai cu cine. Cel mai mare deranja meu e că noi părem nesimțite și gen la modul ăsta și nu se vede real ce se întâmplă. Asta e. Păi spune tu ce se întâmplă real. Cine te-a făcut nesimțită? Sau cine a făcut pe cineva nesimțită de aici? Nu nesimțită, am greșit păi eu cuvântul. În fine. E târziu și de-aia vorbesc așa. Dacă se închid ușile, e din cauza cuplurilor care dansează o melodie și după aia pleacă jumătate de oră, părerea mea. Păi asta i-am zis și eu lui Albert afară. Nu, că Albert până la două nu a fost. Adică, na, cel puțin eu cu Laura jur că am dansat jumătate de oră. Da, și nu dansez mereu, m-am săturat. Știu, am văzut. Dar zic așa, m-am săturat să stau acolo. Dar muzica nu a fost cum a fost în alte... Lasă, Laura, Delia, că muzica a fost frumoasă. Băi, nu stați niciodată pe scenă. Dacă stați și nu te plecați, după aia mai vin alții doi, stau și aici nu te pleacă și rămân eu cu Ali și cu astea, doamne. Dar am dansat, dar dacă nu mi-a plăcut da, muzica. Dar de acum acolo am mai ții și acum chiar o să fac noapte așa, nu mai stau, frate. Să se închidă. Asta e, ne asumăm că ne vedem luni. Cel puțin mie și la noi nu ne pasă deloc. Să se închidă. Adică uși că ne vedem luni la emisiune și la revedere dacă unii stau și petrec timp împreună și alții să stea pe scenă ca să țină petrecerea. Că aici nu mă refer doar la tine, nu te uita așa, că mereu zici că la tine se referă lumea. Nu, am dansat cât mi-a plăcut muzica, cât mi-a plăcut, n-am dansat. Nici mie nu mi-a plăcut, adică la modul cel mai serios, nu dansez pe techno sau melodii de genul, doar că... Nu, da. Am dansat de tot. De acum acolo, exact așa o să fac și eu. Dar atunci dansam, eu eram, cred că eram la baie. Nu știu, tu mi-e spune că tu e mult prea personal, orice se vorbește la masă, ori e vorba despre tine, orice chestie, orice despre tine. Uite de acum când am spus de 29 de ani. Eu singura care fac 29 de ani. De ce trebuie să aduc în discuția asta? Nici nu mai știu ce. Eu fac 28. Adică
nicio nu știu, mie așa mi se pare, că nu are nimeni nimic cu tine, dar tu nu, vrei dar să pară că cineva are ceva cu tine. Nu, dar tu acum cum? Nici nu știu ce se referă. Dar eu nu mai știu ce am zis, mersia. Serios, nu are nimeni nimic cu tine și dacă o să aibă cineva ceva cu tine, eu cred că o să zic în față, frate. Eu sunt mică și proastă, nu mă lăsa. Da, uite, pe mine e țara asta, eu chiar pentru prima oară am zis, bă, dar ce-i cu ăștia? De la început până la sfârșit, și ți-am zis acum? Ți-am zis în față, nu, asta ți-am zis, nu are nimeni nimic cu tine. Și eu nu mai interpreta și nu... ceva greșit față de săptămâna trecută. Și săptămâna trecută la fel am dansat. Nu, dar așa, la săptămâna trecută la fel am dansat. Am spus că ai făcut greșit, ca cum ce ai făcut. Nu, dar faptul că eu așa am dansat, eu de când vorbesc cu Liviu, eu cred că la așa... Deci. Am devenit, nu știu. Faptul că îmi doresc să stau mai mult cu el și să dansez cu el... Iulina, ce-i? Vrei și te-ai luat? Se întinde bine la păpâine? Am zis, vai de capul tău. A. Nu vezi că în pana mea stau și întind la asta. Am lins tot ce era pe borcanul ăsta. Da, mă, Adrian, nu știu, dar ca idee n-are, nu le mai lua așa personal. Mie mi s-a părut că s-a distrat și Liviu, adică... Dar n-am zis că nu s-au distrat, mă, dar nu știu cum s-au distrat. Probabil că am dansat noi doi pe populară, da? Da, nici o treabă n-are, nu înțelegi nimic, înțelegi doar... Păi, dar spune cu subiect și cu predicat, nu, ce ai vrut să spui? Nu am nici subiect, nici predicat. Lăsați-mă în pace. Bă, ce se întâmplă, fetelor? Hai să începem cu prima parte. Prima parte era o situație care v-a nemulțumit legată de curățenie. Maria. Da, exact. Prima parte s-a vorbit despre curățenie, pentru că noi avem un program. Da. Și fac două fete pe zi, iar sâmbătă după petrecere, tot la fel, facem prin rotație alte două fete dimineața. Asta înseamnă mătură mop și să strângem toate paharele. În dimineața respectivă de sâmbătă, Delia era aici. Duminică dimineața. Sâmbătă spre duminică. Da, exact, sâmbătă spre duminică. Delia era aici. Nu știam că a fost pusă de către producție. Trebuia ceva urgent făcut, pentru da, că urmau să vină canapelele. Nu, n-a spus. A, da, a spus, am văzut eu material. A spus după ce a terminat, doamna da, sâmbătă. Da, după, nu da. Nu înainte, pentru că noi nu știam. Și noi eram. Și tocmai de asta am și zis, de ce te-ai apucat tu să faci Delia dacă eram noi pe listă și trebuia să facem? Pentru că apoi, în timpul săptămânii, când se reface lista, se pune problema. A, păi eu am făcut, păi eu am făcut, păi da, tu ai făcut, poate pentru că te-ai oferit. Hai să întrebăm. Da. Vreau doar să spun un lucru. Am fost aici, după petrecere, și cineva din producție a spus, poți să strângi lucrurile fără să interacționezi cu băieții sau fără să interacționezi cu altcineva. Eram acolo, e normal ca să mă duc să ajut. Am văzut că Maria e la masă, nu m-aș fi dus să o ridic pe Maria de la masă să vină să facă curățenii. Dar ieri ar fi putut da cu mopul și cu mătura, că nu s-a dat. A dat doamna Iuliana aseară. A spus una dintre fete, ori nu mi-amintesc cine, Cristina sau Maria, să îmi dai cu mopul și cu mătura. Cristina a zis, pentru că pe la vas, le-a spus că dă mâine dimineața. Și apoi am vorbit doamna Iuliana și doamna Iuliana s-a oferit să facă dânsa. Da. Asta a fost discuția noastră, ce am vorbit noi. Cum și voi vorbiți și cu alte mame să vă ajute, doamna Mariana, cum v-a ajutat sau alte mame. Dar mie, uite, acum, pe situația asta, mie nu mi se pare că a greșit cu ceva. Păi nici eu nu am spus că a greșit da, cu da, ceva, dar părea așa din tonul prin care ai vorbit atunci, chiar și acum, și prin privirile schimbate, că aveți o problemă cu treaba asta, dar așa cum a povestit-o Delia, că a răspuns unei rugăminți din partea staffului, na. Inițial, am spus la început, inițial nu am știut că a fost rugată de cineva să facă. Eu pur și simplu am văzut aici în living, nu știu cine a venit la mine să-mi zică, dacă nu mă înșel, Cristina, că Delia face curat în living. Nu am știut ce a fost înainte de toată treaba asta, tocmai de asta am și zis. Dar nici n-ai mers. Cât era să mergi din bucătărie în living să vezi? Nu aveam voie să venim aici. A fost rugată la producția. Mai multe persoane să ajute și Delia s-a întâmplat să fie aici. Asta a fost o chestie, nu e niciun deranj, nu am avut nicio problemă. Și asta cu paharele, eu dacă nu am ce să fac și na, prefer să stai acoplurile, iau paharele, le duc frumos la bucătărie, adică nu țin cont de listă. Foarte frumos, da. Da, nimeni nu ține cont de listă când e vorba de pahare, că toate strângem pahare.
și să nu ne mai supărăm atunci. Dar nu s-a supărat nimeni, Laura. A fost doar o discuție. Ei, păreați supărate acum. Hai să nu ne prefacem, Maria. Doamna, chiar nu am fost supărat. Chiar și vorbele alea spuse printre dinți. Era și Elena la discuție și a contribuit și ea. Adică păreați supărate. Hai să nu ne facem că erați fericite și că aplaudați. Văd, erați vizibil deranjate. Când e pe prietenie, e prietenie. Când sunteți supărate și se vede din ton și atitudine, sunteți supărate. Adică acum să nu ne prefacem că era altfel decât am văzut noi pe material. Părerea că nu eram supărat, era pur și simplu o discuție. Într-adevăr, poate că am fost deranjată de supărat, e mult spus. Și am și discutat cu ea. Atât. Bine, erați deranjat. Așa, și partea cealaltă a discuției? Că nu mai dansăm. Cu dansul. Dar e normal să zică chestia asta, pentru că nu ne nimerim în același timp. Și când suntem noi aici, se întâmplă să plecăm și vină ei și nu ne văd. Poate că tot de aia, dar mare parte... S-au referit la faptul că în timpul petrecerii am dansat noi doi și nu am dansat în horă. Unul la mână am dansat noi doi pentru că era destul de mulți în horă și ca să nu ne înghesuim și nu cred că e ceva greșit că îmi doresc să dansez cu partenerul meu. Dar nu, asta a fost problema? A fost fix strict pentru că aici pe regulă de dans nu erau suntem cinci persoane. Trebuie. Suntem decât eu, Alex, Laura... Și mai vine Maria cu Ștefan. Atât. La petrecere. Și dacă se termină petrecerea, de ce nu mai e petrecere? Nu e adevărat. Am fost și noi. Dar bine, n-ați fost voi aici. Bine. Cât ați fost voi pe terasă? Cine a fost aici la dans? Mamele. Deci la mine. Eu, Iulia și... Ia uitați câți concurenți mai sunt. Ia uitați câți concurenți mai sunt. Că sunt mulți concurenți în casa mea. Și era numai eu, Iulia și Maria. Asta s-a adevărat și mă vreau să petrecem. De ce se rămân cam mai încet? Păi tocmai de asta, când s-a spus să fim mai mult sparing. Să nu plecăm. Așa vreau și eu stau cu Alex toată noaptea afară. Păi și așa o să stau. Fără să se închidă ușile. Nu consider că am stat toată noaptea afară. Nu văd la voi faptul că v-ați săturat de petreceri. Ama, dacă v-ați săturat de petreceri... Nu ne-am săturat. Dacă vreți să se închidă la ora 12, asta se închide la mine. Nu e o tragedie. Serios, poate vreți să dormiți. Nu se supără nimeni, serios. Nu se supără nimeni. Nu e obligatoriu să stați aici până... Vă cad picioare acasă, dar stați doar așa că trebuie. Nu trebuie. Era pentru că, în general, la începutul sezonului, concurenții sunt foarte entuziasmați de petrecere. După aia entuziasmul scade, da. Nu e obligatoriu să ținem langa așa cu o petrecere până la 4 dimineața dacă nu simțiți să o faceți, că și afară. Puteți să ieșiți cu iubitul în club, dar nu o să stați de fiecare dată până răsare soarele. Aveți o mulțime de momente când, domnule, poate ți-e rău într-o seară, pleci mai devreme, poate ești obosit, pleci mai devreme. Așa și aici. Nu trebuie să vă reproșați apoi să ajungă la discuții de astea doar că nu mai puteți. Nu mai țineți dacă nu se mai poate. Serios. Corect? O săptămână mai bună, alta mai proastă. Nu ești în fiecare săptămână la fel. Eu zic că una mai bună, alta mai... A fost și o săptămână cu multă tensiune, cu discuții, cu cursă de eliminare. Poate că era mai cinstit să mergeți la